Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profona. E ora 9 și noi ne apucăm de matematică. Am alergat de la apicultură. Voi m-ați sunat, n-am reușit să mai fac pentru că sunt în perioadă de vârf de campanie în momentul ăsta cu apicultura. Și vreau să vă prezint, înainte de a începe lecția, două minute, să zicem așa, un lucru de care n-ați auzit, n-ați văzut despre ce este vorba. Există posibilitatea să obținem așa ceva. Făgurel făcut de albinuță, complet. Eu am pus doar partea asta, așa, din lemn, da? Și ea își croiește ea făgurelul. Deci face toată povestea asta. Este spectaculos ce vă arăt acum. Sprijin-mă un pic. Hai și tu. Vinți lângă mine ca să vă arăt niște lucruri chiar deosebite. Așa. Eu stau în mijloc și voi stați în stânga și în dreapta. Deci așa am pus-o. Da. Deci așa, vedeți în felul ăsta. Și ea este greu de conceput, de gândit sau de înțeles cum anume un grup de albinuți începe de aici, altul de aici, de aici și când se întâlnesc, perfect închid celula. Exact cum ăsta care îl vedeți are 4,9 mm, deci cu o precizie nemaipomenită, și ele știu să-și construiască un grup de aici, un grup din partea cealaltă și se înlănțuie așa frumos. Probabil prin înlănțuirea aceea, ele trasează sau stabilește dimensiunea. Este nemaipomenită. După care, aici, în partea de sus, vedeți, la început încep cu firișel de ceară micuț, așa cum se agață de acolo să construiește. Pe măsură ce îl încarcă, cu miere, cu ce așa, aici vin și propolizează și o fac foarte rezistență. Deci sunt niște arhitecți de excepție, albinuțele astea. Deci știu foarte, foarte multe noțiuni de rezistență. Nu pot să crezi că se întâmplă așa o minune. Și își fac celule funcție de nevoile concrete. Veți vedea că să avem și celule mai mari și celule mai mici. Cele care sunt celule mai mici, aici bunoare, nu știu dacă se văd, sunt un pic mai micuțe decât cele de jos. Ia să văd așa. Da. De aici, dimensiunea de 4,9, aici sunt un pic mai mari. De ce? Când matca și-au făcut cu gândul că aici vor depune și ouă de albinuță. Când matca intră în celulă, perișorii pe abdomen ating pereții și atunci depune un ou fecundat. Și din ou fecundat va ieși o albinuță sau o matcă. Când intră în celula asta mai mare, perișorii de abdomen nu mai ating. Și în felul ăsta se întâmplă ca ouă să nu mai fie fecundat și din nou respectiv va ieși un trântor. Iată concret. Deci ea-și dimensionează funcțiile de nevoile concrete și își face tot felul de lucruri ale ei. Aici avem masculi. Deci aici au intrat, se vede și larvă. Trebuie să mă apropii și mai aproape de cameră. Vin și voi să vă arat. Deci aici în celula asta a intrat matca, a depus un ou, după 3 zile ecuzionează din celulă, din ou respectiv, și în 6 zile, numai în 6 zile, ajunge până la nivelul ăsta de pune căpăcel. Nimic în natură nu crește cu viteza asta. Pentru că este hrănit cu un produs foarte interesant, care asigură, vorba de lăptișor de matcă, în combinație cu lăptișor de matcă, numai cu lăptișor de matcă hrănit. Așa că, în partea asta aici, iarăși a depus ouă, iar pe aici, ce vedeți așa, este nectar, miere. Da? Aici și căpăcit-o. Ea o ventilează, când se maturizează, de ajunge la 18-20%, începe să pună câte un căpăcel de ceară. Da? Și felul ăsta căpăcește rama. Așadar, aici vedeți, miere căpăcită. Cred că nu greșesc,
Nu mi s-a mai întâmplat așa ceva până în momentul de față. Deci este performanță ca pe 19 april să avem și miere căpăcită. Da, o să degustăm. Nu acum, o facem acum, că ne măzgălim cu miere. Am să vă dau și un făgurel de asta acasă, la surioarele tale, să le duci să faci o surpriză. Tu ai mai... Am o soră mai mică. O soră mai mică. O să vă dau și să vă duce să umpleți de bucurie inimile și a frățiorilor, surioarelor și a membrilor familiilor voastre. Pentru că voi ați venit la timpul ăsta și vreți să faceți matematică, iată cum vă răspătește proforma. Da? Mai veniți, nu? Da, ne oprim repede aici că ne așteaptă tema pentru a doua zi. Dar am vrut să vă arăt această minune pe care n-ați văzut-o odată cu voi și prietenii noștri, colegii, cei care vor vizita lecția de matematică, vor fi încântați să vadă așa ceva. La revedere. Nu la revedere. Hai la matematică. Mergem repede. Intrăm în temă. Da, spălați-vă un pic pe mâini, sigur că da. Eu mă spăl aici că am apa asta. N-am rezistat să nu reprezint așa ceva, pentru că pe 19 april nu mi s-a întâmplat să am astfel de surprize. Am umblat în câteva familii și ele stau acolo strânse câte șase rame cu puiet full de sus până jos. Cei care sunt interesați, am să anunț așa, dar nu mai anunț ce să mai anunț. E o presiune formidabilă, foarte greu fac față, pentru că oamenii vor acum, cele șase rame cu puiet, full, de sus până jos, acum le vor. Sper să le reușesc cât mai repede să încep să le dau. Așadar, începem tema pentru acasă, da? Tema pentru acasă. Începem cu Andreea. Tu... Ia de color și răci. Prosopul ăsta din care ți-ai vizitat. Ia pentru clasa a 11. Andreea, te rog. M-am venit să facem un test pentru... De nu. La subiectului. Da. Se dă funcția definită pe R cu valoare de R. Așa, f de x egal cu x pătrat minus 2x plus 3. X pătrat minus 2x plus 3. Eu am alergat de la stupin așa, îmbrăcat, că a fost frig azi, că nici... Da, a fost... Știți cum? Am lucrat foarte greu. Adică, ușor într-un fel, că albina fiind frig, nu am mai ieșit. Am scăpat din țepături. Am avut mai puțin astăzi. Așa. Da, se dă funcția asta și ce să facem? Să calculăm f de 1 plus f de 2 plus puncte plus f de 10. F de 1 plus f de 2. Deci să facem f de 1 plus f de 2. F de 1 plus f de 2 plus puncte puncte plus f de 10. Vreo idee? F de 1 trebuie să am pus pe x 1. Da. Vedem, poate este vreo regulă. Da. Dar ce-ar fi dacă am încercat la x pătrat minus 2x plus 3 ăsta, să-l vedem într-un fel anume? Pare, are rădăcini reale, delta e negativ aici. 4, 3, 12 și negativ. Atunci hai să facem un pătrat perfect. Și să vedem cum s-ar așeza. Mi-ar trebui plus 1, nu? X pătrat minus 2x plus 1. Deci x pătrat minus 2x plus 1 și plus 2 eu mai rămas, nu? Așa, plus 2. Și acum x pătrat minus 2x plus 1 face x minus 1 totul la pătrat plus 2. X minus 1 totul la pătrat plus 2. Și atunci f de 1 cât ar fi? Ia să vedem. F de 1 ar fi 1 minus 1, 0. La pătrat de 0, 2 rămâne, da? Da. Plus f de 2.
Locuim pe x cu 2, 2 minus 1, 1 la pătrat, 1 la pătrat plus 2. Da. Plus, echipa următoare, 2 la pătrat plus 2. Da. Plus, 3 la pătrat plus 2. Plus puncti puncti, plus 10 minus 1, 9 la pătrat, plus 2. Foarte tare chestia. Deci mi-a venit în minte o treabă de asta, de la Albine venind, știți, ai inspirații mult mai mare de acolo. Bă, apropo, mă întreba la un național cineva, odată, când eram cu... Dom'le, ce le faci tu de la liceu din Moinești, vie cu, cu așa, cu la... la națională cu patru copii, două locuri, doi și așa mai departe. Eram singurul din țară. Și îi zic că, păi, am descoperit la apicultură un produs, când le dau câte produs așa, merg ăștia de rup pământul. Asta e secretul, așa spun și acum, nu? Iată, a venit de acolo. Puteam să dăm valori F de 1, F de 2, F de 3, dar am zis, băi, nu fac așa, trebuie să fie o chestie, o șmecherie. M-am gândit că poate să scrie ca un prozifator, că nu cunosc rădăcinile, A pe lângă X minus X, nu pe lângă X minus X2. Dar dacă delta e negativ, n-am rădăcini. Și atunci mi-am sesizat drepturile că fac un pătrat perfect și atunci am pătratele. Despre ce e vorba? Am 1 pătrat, plus 2 pătrat, plus 3 pătrat, plus puncte puncte, plus 9 pătrat. Nu așa? Da. Plus... 2 plus 2 plus 2, de câte ori e mare plus 2 ăsta? De 10 ori. De 10 ori, nu? Da. Că e de la 1 până la 10, de 10 ori. Deci egal mai departe. Suma pătratelor, o știi mare? Suma primilor... Hai să vedem care e suma numerelor naturale. 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus n. Suma lui Gauss. N pe lângă n plus 1 pe 2. N pe lângă n plus 1. Pe 2. Uite, Cosmini, Gauss, când a fost pus în situația să adune numărul la 1 până la 100, el a venit în minte. 1 și cu n, 2 și cu n minus 1, fac același lucru. Și de câte ori? Câte sume de astea? Jumătate. Da. Deci n plus 1, de câte ori mulți n plus 1? De jumătate de ori, de n pe 2. Deci e vorba de suma asta. Și acum, suma pătratelor, 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat plus puncte puncte plus n pătrat egal cu la Albini, nu mai țin minte. Voi o țineți minte? Știa? Nu știu, uite, nu știu. Dă-mi o idee. Ne aflăm la lucrare, te-ai întâlnit cu chestia asta, cum facem? Eu vreau să vă învăț să ieșiți din încurcătură. Trebuie să ne vină o idee. Suma pătratelor. Dar nu știu să ridic asta la pătrat. E care la pătrat și până de doar, prima la doar, prima la treia. Merg la binom. Uite, K plus 1, totul la a doua. Cu cine este egal? K pătrat plus 2K plus 1, da? Asta e adevărat pentru orice K. Natural. Pentru K egal cu 1, ce a devenit ea? Ce a devenit relația asta? 1 plus 1, 2. 2 pătrat egal cu 1 pătrat plus 2 ori 1 plus 1, da? Da. Pentru că e egal cu 2. 2 egal cu 3 pătrat. 3 pătrat egal cu 2 pătrat plus 2 ori 2 plus 1. Pentru că e egal cu 3. 4 pătrat. 4 pătrat egal cu... 3 pătrat plus 2 ori 3 plus 1. Pentru că e egal cu 4, 5 pătrat. Egal cu 4 pătrat plus 2 ori 4. 4 pătrat plus 2 ori 4
plus 1. Și mai departe, când K-ul devine N, am ce? Cosmine. Când K-ul devine N, vine N plus 1. N plus 1. Tot la pătrat? Egal cu... Egal cu N plus 1 pătrat. Nu, nu. Cu K. În loc de K e N. N pătrat. Egal cu N pătrat. Plus 2 ori N. Plus 2 ori N. Plus 1. Tragem linii și le adunăm. 2 pătrat. Plus 3 pătrat. Plus puncte, puncte, plus N plus 1 la pătrat. Este egal cu... 1 pătrat, plus 2 pătrat, plus 3 pătrat, plus puncte, puncte, plus N pătrat. Așa? Da. În fața aici cine ar fi în fața lui N plus 1? N pătrat. Plus, mai departe. Dau pe 2 în factor comun, 2 pe lângă, 1 plus 2 plus 3 plus N, da? Și plus 1 de câte ori adunat? N ori. Așadar, bucata asta, de la 2 până la N pătrat, și cu 2 la N pătrat de o parte, și asta se termină, se reducește. Că 2 pătrat cu 2 pătrat, 3 pătrat cu 3 pătrat, de o parte și de asta, nu? Și ce îmi rămâne? Ia să văd ce îmi rămâne. 2 pătrat? Nu. Rămâne dreapta. 1 pătrat? Deci, N plus 1 la pătrat. A. Da? Deci în stânga mi-a rămas N plus 1 totul la pătrat este egal cu 1 pătrat. 1 aș rămas ăsta. Da. 1 pătrat plus 2 pe lângă S. S 1, să zicem. Adică suma de la 1 până la N. Da. S 1. 2 S 1 plus N echivalent cu scrierea următoare. N plus 1 la pătrat N plus 1 la pătrat, minus, în paranteză, N plus 1, da. După N plus 1 ăsta, N și cu 1, deci N plus 1, minus da. N plus 1, egal cu 2, ies 1. De unde echivalent, scot tot N plus 1 în factor comun, este e posibil, nu? Da. N plus 1 și vine N plus 1 pe lângă cine? N plus 1, minus 1. N plus 1, minus 1, da? Egal cu 2, ies 1. 1 se reduc și vine N plus 1 ori N egal cu 2 S1. Adică S1 egal cu N pe lângă N plus 1 pe 2. Am descoperit suma dinainte. Adică suma S1 a tuturor numerelor naturale de la 1 la 2, am mutat noi cu S1 și este N pe lângă N plus 1 pe 2. În afară cum a făcut Gauss, am descoperit-o și noi. Păi, dar am plecat de la cine? De la K plus 1? Totul la pătrat. Ca să fie cea care vreau eu să-l ajung. Sunt totul la 3. K plus 1 totul la 3, să încercăm. Să plecăm la K plus 1 totul la 3, să vedem ce iese. Deci sper să iese. Deci cu K plus 1 totul la 2, nu ieși S1. La K plus 1 totul la 3, adică când va ieși bănuim S2. Hai să vedem. Dacă am, vrem sau nu, dreptate. Deci, insistăm și zicem așa. K plus 1 totul la 3, cu cine este egal ca formulă? K la 3 plus 3... Deci K plus 1 totul la 3. Cine mai știe formula? Binomul la... Formula... Binomul la 3. K la 3 plus 3 K. Cauți pe Google? Nu. Mai pe Google, binomul la 3, trebuie să spune. Cineva a întrebat, nu știu ce, la copii și eu l-a trimis la care e algoritmul transformării numerelor raționale periodice, simpli, mixte, în fracții ordinare. Și l-am trimis la profundă. Google. Da, păi așa, că algoritmul l-am făcut acolo, l-am pus acolo. Și Google a spus, asta știe. Bun, K plus 1 tot la 3, cu cine este egal? Nu vă amintiți.
Hai să văd pe nouă Newton. Combinări de N, toate cât e 0. Hai să zicem că ar fi 1 plus K. 1 la a 3-a. Plus combinări de N, toate cât e 1. 1 la a 2-a, ori K. Plus combinări de N, toate cât e 2. 1. 1 la 1 scade ca putere. Ori K pătrat. Plus combinări de N, toate cât e 3. Ori K la a 3-a. Da? Și face cât? E gamma de parte. Combinări de N luate câte 0? 1. Dar la noi e nu cât este? Hai că la noi este 3. Trebuie combinări de 3 luate câte 0? De 3. Luate câte, da? 3. Așa. Și combinări de 3 luate câte 0 este 1. Și va face 1. Plus combinări de 3 luate câte 1. 3. Mai știți formula combinărilor? Hai să o amintim. Combinări de N luate câte K. Combinări de N luate câte K este egal ca formă. N factorial supra K factorial pe lângă N minus K factorial, așa? Asta e formula. Bun. Și atunci vom spune combinări de cât? Combinări de 3 1 egal cu, ne uităm la formulă, 3 factorial supra 1 factorial, pe lângă diferența 3 minus 2 factorial. Și face 3 factorial supra. 3 factorial supra 1 2 factorial. 2 factorial, da? Exprimăm pe 2 ala mai mare pe 3 cu ajutorul factorial mic. Deci vine 2 factorial ori 3 supra 2 factorial, simplificăm și rămâne 3. Asta e combinat de cât de 3 luate câte 1. Combinări de 3 luate câte 2. Combinări de 3 luate câte 2 este egal cu 3 factorial supra 1 factorial pe lângă cât 3 minus 2 pe lângă 2 factorial trebuie spune, da? Da. 2 factorial pe lângă 3 minus 2 factorial. Și egal cu 3 factorial supra 2 factorial ori 3 minus 2 face 1. 1. Și 3 factorial scriu cu ajutorul 2 factorial, egal de mai sus. Deci tot 3 este, da? Iată cum am găsit cu ocazia asta o formulă. Combinări de cât de 3 luate câte 1 egal cu combinări de 3 luate câte 2, nu? Da. Adică combinări de 3 luate câte 1 egal cu combinări de 3 luate câte 3 minus 1. Da. De 3 minus 1 face 2. Da. Și formula ar fi așa, combinări de N luate câte K egal cu combinări de N luate câte N minus K. Să o încadrăm, să știm bine acest lucru. Da? Formula, combinările complementare, da? Formula pentru combinările complementare. Combinări de N luate câte K egal cu combinări de N luate câte N minus K. Putem dovedi foarte ușor. Așadar, hai să ne ducem și să terminăm și combinări de 3 luate câte 3, care face după formulă 3 factorial supra 3 factorial. Așa, 3 factorial lângă 0 factorial, nu? Și 0 factorial e 1, 3 factorial cu 3 factorial simplifică și face 1. Și să ne întoarcem în formulă aici, 1 plus 3 cu 3 ori K, nu? 3 ori 1 pătrat ori K, plus 3 K pătrat plus K la a treia. Iată formula K plus 1 totul la a treia este egal cu K la a treia plus 3K pătrat plus 3K plus 1. Nu? Prima parte la cub plus de 3 ori prima parte la pătrat înmulțit cu a doua. Da. E 1. Plus de 3 ori prima parte înmulțit cu a doua la pătrat. Adică A plus B totul la a treia, deci formula să o ține în minte de acum. A plus B totul la 3 este egal cu A la 3 plus 3 A pătrat B plus 3 A B pătrat plus B la 3. Deci A plus B totul la 3 face A la 3 plus 3 A pătrat B plus 3 A B pătrat plus B la 3. În legătură cu asta, cu ridicarea la 4, vă arăt și triunghiul Pascal. Toată chestia este coeficiențe, este 1, 3, 3, 1, nu? Da. Pentru la a doua este 1, 2, 1. Hai să zicem că 1 a început. Pe urmă, 1, 3, 3, 1. 1, 4,
4, 6... Așa, 3 ăsta este 1 și cu 2, 3 de sub 2 și cu 1, da? Tot cu 1 încep și acum între 1 și 3 pun pe 4, suma lor. 3 și cu 3, 6, 3 și cu 1, 4 și 1. Pentru la 5 vom avea 1, 5, 10, 10, 5 și respectiv 1. Deci, dacă vreau să ridic la puterea, da, învață șmecheria asta, nu trebuie să te copii. Deci, adun pe cei doi. 1 și cu 4, 5, 4 și 6, 10, 6 și cu 4, 10, 4 și cu 1, 5. Pentru la 6 va veni cu 1 încep. Și pe urmă ce se spune aici? 6. 1 și cu 5, 6. 5 cu 10, 15. 10 și cu 10, 20. 10 și cu 5, 15. 5 cu 1, 6. Păi vezi, e 1, 6, 15, 20, iar scad pe urmă. Se repetă. Sunt combinările complementare. Adică dacă ar fi să zic A plus B totul la A 6-a, Cosmin, A plus B totul la A 6-a, știi cât ar da? Te rog să îmi spui. Bine, A la A 6-a, adică 1 ori la A 6-a, da? Păi avem 1 ori la A 6-a, plus 6 A la 5-a B plus 15 A la 4-a B la 2-a plus 20 A la 3-a B la 3-a plus 15 A la 2-a B la 4-a plus 6 A B la 5-a și plus B la 6-a, da? Asta ar fi la puterea 6-a, dacă am justificat. Pe scurt, am avut, să ne întoarcem la ghișițul nostru, am avut greutăți când nu știam K plus 1 totul la 3-a. Ca la 3-a plus 3K pătrat plus 3K plus 1, da? Ne întoarcem de aici. Eu, cu ocazia asta am repetat binomului Newton combinări. Deci, vedeți, facem mai multe lucruri. Nu pierd ocazia să mă întorc și să încerc să acopăr golurile acele care sunt, pe care le constat îndată, da? Și sper să rețineți și voi că ar fi fost ușor să văd, da, formula A plus B totul la 3-a, A la 3-a plus 3A pătrat B plus 3AB pătrat plus B la 3-a. Mai puteam zice A plus B totul la 3-a ca fiind A plus B la a doua, pe lângă A plus B. Și la a doua o știam și mulțeam încă o dată cu A plus B și de acolo, iată, găseam formula. Dar am procedat așa, m-am făcut legătura cu binomul Newton, am dorit să vedem și combinările ca formulă, am dorit să vedem și cu triunghiul Pascal, care este de mare folos pentru radicala o putere, ca să nu mai faci combinările, nu? Așadar, ne întoarcem și zicem A plus B totul la a doua, A plus B totul la a treia, că de acolo am zis că pleca. Deci, A plus B totul la puterea a treia este egal cu A la a treia plus 3A pătrat B plus 3AB pătrat plus B la a treia. Atunci, K plus 1 totul la a treia va face K la a treia, face K la a treia, plus 3K pătrat ori 1 plus 3K ori 1 la a doua, da? Plus 1. Așa asta ar fi formula. Și acum, pentru K egal cu 1, devine egalitatea. 1 și cu 1 face 2 la a treia, așa-i? Da. 2 la a treia, egal cu 1 la a treia, plus 3 ori 1 la a doua, plus 3 ori 1, plus 1. Pentru că e egal cu 2, Andreea, trebuie să vorbești. Pentru că e egal cu 2, avem 3 la a doua, 3 la a doua, plus egal cu 2 la a treia, egal, egal, da? Egal cu 2 la a treia, plus 3 ori 2 la a doua, da, plus 3 ori 2, plus 1. Așa, plus 1. Pentru K egal cu 3,
4 la 2. 4 la 2. Egal cu 3 la 3. Da. Plus 3 ori 3 la 2. 4 la 3, trebuia să spun. Tot timpul la 3. Hai, da. Da? Tot timpul la 3. La 3. 4 la 3 egal cu 3 la 3 plus... 3 la 3 plus 3 ori 3 la 2. Plus 3 ori 3. Plus 1. Și mai departe, când K devine N, pentru K egal cu N, avem N plus 1 totul la 3, egal cu N la 3, plus 3 ori N la 2, da, plus 3 ori N plus 1. Plus 1. Trag linii și le adun, membru cu membru. Deci pentru K egal cu N, deci Cosmin ce-a făcut? Pe K l-a făcut N și vine N plus 1 totul la 3, egal cu N la 3, plus 3N pătrat, plus 3N plus 1. Și sumăm, membru stâng, începe de la 2 la 3, plus 3 la 3, plus și mai departe, plus N plus 1 la 3, egal cu 1 la 3, plus 2 la 3, plus puncte, puncte, plus N la 3, partea asta, da? Acum dau pe 3 în factor comun, plus 3 pe lângă 1 pătrat plus 2 pătrat plus puncte, puncte plus N pătrat plus, din partea asta dau iar pe 3, 3 pe lângă 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus N și plus 1, 1, 1, 1 adunat de N-uri plus N. Da, plus N. Și acum, de la 2 la 3 până la N la 3, în fața lui N plus 1 la 3, este el de față, N la a 3. Da? N la a 3. Și acum, 2 la 3, N la a 3, de la 2 la 3 până la N la a 3, totul se reduc. Și vine, doar rămâne N plus 1 la N plus 1 totul la a 3, este egal cu 1 la a 3, plus 3 pe lângă 1 pătrat, plus 2 pătrat, plus puncte, puncte, plus N pătrat, plus 3 ies 1. Asta ies 1, nu? Da. Ies 1. De acum o să mulțăm și pe asta ies 2, că e cea care ne interesează pe noi, plus N. Echivalentul. N plus 1 totul la pătrat, totul la 3, minus acest N de aici și cu 1, deci minusul N plus 1, am dus în stânga, minusul N plus 1, plus 3 ies, nu, egal, egal cu 3 ies 2, și plus 3 ies 1 pe care o știu, ies 1 o știu, N pe lângă N plus 1 pe 2. Deci 3 N pe lângă N plus 1 totul pe 2, echivalentul. Hai să ducem pe asta tot în stânga. Văd un N plus 1 și scot în factor cu un N plus 1. Scot deodată, da? Da. Deci va veni N plus 1 pe lângă, o paranteză dreaptă. N plus 1 pătrat. N plus 1 totul la pătrat. Minus 1, 1. Minus 3 N pe 2. Așa este? Da. 3 N pe 2 egal cu 3 ies 2. Și mă gândesc să ridică la pătrat aici. N-am altă idee. S-a dus și la ceași numitor. Și vine N plus 1. N plus 1 pe lângă N pătrat plus 2 N plus 1. Vine omul la pătrat, da? Minus 1 ăsta. Și minus 3 N pe 2. O să aduc îndată la ceași numitor. Egal cu 3 3 ies 2. Echivalentul 1 cu 1 se reduc și vine N plus 1 N plus 1 pe lângă 2N pătrat plus 2 2N pătrat plus 4N și minus 3N N 2N pătrat plus N vine. Da. Că 4N și minus 3N 4N minus 3N face un N, da? Deci 2N pătrat plus N egal cu 3 ies 2. Și supra 2. Și da. Supra 2, nu? Da. Așa. Și vine, scoți și un N din factor comun. N
pe lângă n plus 1, pe lângă 2n plus 1, totul supra 3 ori 2, 6, vine și 3, împar prin 3. Da. S2, 6, egal cu S2. În sfârșit am găsit S2. Nu ne-am mai amintit-o. Deci S2, hai să vedem, dacă am muncit atâta, o să țin în minte altă dată, de unde se pornește, cum se face, care e mecanismul. Până la urmă, decât să părăsești pe ghișițiu, mai bine muncești și îți amintești de unde vine, ce se întâmplă. Deci vreau să spun că eu aș fi făcut-o mult mai repede astfel, dacă nu mi-aș fi amintit, aș fi plecat tot de la capul sună totul la treia. Deci zic... capul sună totul la treia, care este ca la treia. Da? Ca la treia plus trei, ca pătra plus trei, ca plus unu. Deci, plecam de la K plus 1 totul la a treia, egal cu K la a treia, plus 3K pătrat, plus 3K, plus 1, da? Și sumez, în loc să spun că dau lui K valori, trec și spun așa, sumă, de la K-ul care a început de la 1 până la N, da? Sumă la K egal cu până la N, din K plus 1, totul la a treia, egal cu sumă din dreapta. Sumă de la K egal cu 1 până la N, din K la a treia, plus 3K pătrat, plus 3K, plus 1. Echivalent cu. Deci ce am făcut? Am scris formula binomului la cub, după care am sumat stânga-dreapta. În loc să spun pentru care egal cu 1, pentru care egal cu 2, pentru că îți trag minți la 1, zic să folosesc simbolul sumă. În clasa 11 am folosit simbolul ăsta. Nu? Și la informatică foarte des. Da? Când îi sumăm acolo, după indice, I și J, pe acolo, la matrici, la... Da? Informatica este o mare problemă. De aceea ai oftat când te-ai gândit așa la informatică. Nu știu, apare cineva să vă ocupe de chestia asta. Așa ca dumneavoastră. Da, 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 da. Făcut așa o chestie frumoasă, interesantă. Nu vreți să vă apucați din informatică? Uite, cultură, matematică, fizică, ce să mă apuc? Păi, suma din stânga, deci egal cu suma din dreapta. Așa. Iar aici, din dreapta, sumă din dreapta e sumă din fiecare. Deci vine simbolul sumă de la K egal cu 1 până la N, din K plus 1 totul la 3, egal cu sumă din fiecare. Și din asta, suma sumelor înseamnă de sumă din fiecare. Deci vine sumă de la K egal cu 1 până la N din K la 3, plus sumă de la K egal cu 1 până la N din 3K pătrat, plus sumă de la K egal cu 1 până la N din 3K, plus sumă de la K egal cu 1 până la N din 1. Și asta e ultima N, nu? Suma de 1, N-ul acela. N-ul care era în coadă. 3 ies în față, 3 ies în față, da. Și ar veni sumă de la K egal sumă de la K egal cu 1 până la N din K plus 1 totul la a treia egal cu sumă de la K egal cu 1 până la N din K la a treia plus sumă de la K plus 3 sumă de la K egal cu 1 până la N din K pătrat plus 3 sumă de la K egal cu 1 până la N din K. K și plus N. Echivalentul. Când încep să-i dai valori aici,
suma asta începe când K egal cu 1, 1 și cu 1 face 2. Da. 2 la, ar veni 2 la câta? 2 la 3a plus 3 la 3a plus puncte, puncte plus n plus 1, totul la 3a. Ți-am amintit, când am dat, am tras lui și l-am adunat. Da. Egal cu sumă de la K egal cu 1 până la n vine 1 la 3a plus 2 la 3a plus puncte, puncte plus n la 3a. În fața lui n plus 1 da. Se face n la 3a. Bucata asta duce cu asta, toată, fără 1, și plus 3 ies 2, și plus 3 ies 1, și plus el. Și de acum, PS1-ul știu, locuim și intru în terenul de mai înainte. V-am folosit și ideea asta de calcul sumelor, pentru că suma din stânga e egal cu suma din dreapta, da? Și exact la același lucru se ajunge. Haideți să ne întoarcem. Hai să ne întoarcem și sperăm să-l facem acum. Că am găsit S1 și să le avem pe toate scrise. Zicem așa. S1 este suma 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus n. Da. Da? Așa, 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus n. Care îi, deja știut, am muncit, am și demonstrat, am găsit-o în afară că ne-am amintit pe Gauss, pe 2, S2 care e 1 pătrat, plus 2 pătrat, plus puncte, puncte, plus n pătrat, și este egal cu n pe lângă n plus 1, pe lângă 2n plus 1, totul pe 6. Iar suma S3a cuburilor, 1 la 3a, plus 2 la 3a, plus puncte, puncte, plus n la 3a, este asta dinainte, dar la pătrat. N pe lângă N plus 1 pe 2, totul la pătrat. Da? Astea sunt cele trei care le găsim în ieșiții. Foarte des în ieșiții. Dacă pe prima sumă, ușor, ne-am amintit cât de cât sub primele numere, se fac în clasa a 5-a, sumă de Gauss de acolo, așa? Pe a doua, trebuia să ne așteptăm, fiind de simple, în la a doua, simple. La pătrat sunt 3 de al din n la a treia. Da. Pentru cuburi, n la a patra, cu unul mai mult. Și deci, încercăm să ținem minte vreo legătură. N pe lângă n plus 1, ca mai înainte, n pe lângă n plus 1, toate au, n pe lângă n plus 1 pe 2, dar mai asta mare pe 2n plus 1, da? Și supra 3. 2 plus 1 pe 3 ca să facă 6. 2 ori 3 să facă 6. Deci prima se preia toate. Asta mare un 2 plus 1 pe 3 ca să facă, 6. Și acum, dacă ați făcut o legătură cât de cât și vreți să memorați și vă las în memoria să spunem, băi, parcă era supra 6, parcă era supra 3, nu știu, dar era 2 plus 1, 2n plus 3, ce să zic acolo, dai la întâmplare, citești din memorie și vezi cam cât de mult te ajută. Și pe unul particularizezi. Să spunem că era supra cât aici? Are să zici supra 3. N-ai să zici supra 6. Supra 3. Și particularizezi pe el cu o valoare, 2 sau 3, și vezi dacă e verificat. Că ea trebuie să fie verificată pentru orice situație. Și dacă nu-i verificat, să mai răscolești în memorie, mai vezi acolo. Dacă ai la, dacă mai ai la ce răscoli. Dacă ai uitat tot, atunci trebuie să demonstrezi. Ne întoarcem să o vedem. În sfârșit, suma aceea care am avut-o, am spus că este egal cu 1 pătrat plus 2 pătrat plus puncte, puncte plus 9 pătrat. Da. Vă amintiți, da? 1 pătrat plus 2 pătrat plus 9 pătrat
Și plus 2 plus 2 plus 2, 2 ori, de câte ori e 2? De 10 ori, nu? Da. 2 ori 10. Iar suma pătratelor, 1 pătrat plus 2 pătrat și mai departe plus n pătrat, am presa că nu e de, ba da, e bine, de 10 ori. După formula asta, 1 pătrat plus 2 pătrat plus n pătrat, la noi n-ul este 9. E 9 10 ori 19 pe 6. Deci egal cu 9. E n, nu? N. Da. N pe lângă n plus 1. N plus 1 pe lângă 2n plus 1, totul pe 6. Și faci 9, Cosmini, 9, pe lângă 9 plus 1, pe lângă 2 ori 9 plus 1, supra 6, și plus 2 ori 10, da? 20. Și este egal cu... Mai văd aici șanse să simplific pe 6 cu 9 printr-un 3 și aici rămâne 3 și aici 2. 9 și cu 1 fac 10, se duce printr-un 2 și rămâne 5. Și face 3 ori 5, ori 18 plus 1, ori 19. Așa, plus 20. Vă rog să faceți calculul final, să vedeți cât vedea. Alo. Da, eu sunt. Sunt într-o lecție de matematică, mă, nu pot să răspund acum. Sunt într-o lecție la Prof. Online TV și n-am cum să răspund. Pe la 10 și ceva. Bine, bine. Bun. Lasă-mă până dimineață, mâine nu mă pot suna, mâine dimineață. 235. Mulțire. Așa, 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 așa. Oricând mă pot suna. Bine. Bine, bine. Gata, gata, hai că sunt în lecție și nu pot să stau până. Bine. 305. Deci răspunsul este că suma asta este 305. Aș vrea, Andreea, să remarci. Cu ce ne-am ales de la ieșitul ăsta? Combinări și sumele. Deci o recapitulare a analizei combinatoricii, nu? Destul de mult. Combinările, sumele acelea binomului Newton, legătura între combinări complementare, s-a făcut de anul trecut, Cosmini. Da. Clasa 10. Da? Nu te uita așa ca și cum ar zice, bă, tu îmi consumi timpul aiurea. Nu e aiurea. Este foarte util. Foarte, foarte util. Deci, trebuie să înțelegem că în fața acestui exercițiu, ca să îl fi calculat concret, hai să fi luat tu, Andreea, și Cosmini, cum ați fi încercat? Deci ați fi făcut. F de 1. F de 1. Cât ai făcut? Hai să mergem. Mergem pe ideea voastră. F de 1 ar face... 1 la pătrat. 1 minus 2 ori minus... 1 și cu 3? 2. 2, da. F de 1 face 2. F de 2... 4... 3. Da, 3. Care face cât? 3. F de 4... De 3. F de 3, da. 9 minus 6, 3 plus 3, 6. 6. F de 4. 16 minus 8, 8 plus 3. 11. 11, da? F de 5. 25 minus 10, 15 plus 3, 18. 18. F de 6. 36 minus 12, 24. Plus 3, 27. 27. F de 7. 49, 35. Plus 3, 38. 38. F de 8. 64. 16. 59.
48. Cât? 48? 48 plus 3, 51. 51. F de 9. 67 plus 3, 70. Da, 68. 68. 68, da? Da, e plus 3. Deci, atunci... Cu 8, 3. 66. 66. Hai, nu faceți calcul. 66. 66. 66. 66? Cu 8, 3, da? Da. Deci, plus 66. Și atunci suma cât ar fost? 2 plus 3 plus 6 plus 11 plus 18 plus 27 plus 38 51 plus 66 51 și plus 66. Și trebuie să dea 300, că de-ai zis numărul? 305. Da? Așa ați fi făcut-o. Autorul a dat-o numai până la F de 9, pentru că s-a zis, băi, dacă nu se pricep și nu se duc pe formulele acestea, așa... Da, dar și F de 10. Păi da, nu trebuie să duci și F de 10. Și F de 10, da? F de 10, ce faci? 100 minus 20, 83, da? Deci plus 83. Și plus 83. Și îmi spuneți că face 305. Nu, eu n-am făcut calculul. Voi, dacă ați greșit la undeva, acolo... Păi am făcut pregătirea, la am înțeles. În finalul... Deci el se oprește la F de 10, pentru că îi oferă șansa, sau le oferă șansa elevilor, să calculeze și așa. Muncitorește. Asta, așa e, muncitorește, să ne înțelegem. Dacă însă s-ar fi dus până la F de 20, e terminat. Ma până la F de 20, da, se pun plus F de 100. Ei ar fi fost în panică totală. Deci în clipa în care aș fi zis să se calculeze suma S egal cu F de 1 plus F de 2 plus puncte, puncte și mai departe plus F de 100, îi scoate din cursă pe culoarul ăsta să înlocuiască. Mai trebuie să gândească la varianta aceea cum a fost la noi, 2 plus 1 pătrat plus 2 pătrat plus puncte, puncte, plus cât au fost? 99 parcă. Da, 99. 99 la pătrat și plus 2 plus 2 plus 2 de câte ori? De 99 de ori și cu 2 ăsta ar face 2 ori 100. Și acum n-am vor decât alternativa asta. Calculul acela dinainte, muncitorește, este exclus. Da? Pentru că suma este o valoare destul de mare și nu poți să faci tu până la F de 100. Așa atunci, în deci condițiile acestea, da? Faci toată perioada aceea, trei ore, cât durează bacul. Dom'le, dacă așa, eu așa știu să-l fac. Iată deosebirea între doi candidați. Unul se apucă să muncească acolo și nu mai a ajuns timpul, a fost imposibil de găsitul ăla. Și altul se sezează că x pătrat minus 2x plus 3 îl vede ca x minus x pătrat minus 2x plus 1, x minus 1 la pătrat plus 2, aranjează forma asta și merge jocul foarte repede. Da? Deci asta e deosebirea între doi candidați. Chiar între cei doi ca timp, când se sizeze asta și când calpe suma aceea, merge mult mai repede. El vede rapidă chestia asta, merge rapid, acolo suma pătrată până la 9, are formula știută, s-a prins și a dat drumul. Tu trăi și calculează, mai greșești pe acolo. Și suma finală va fi aiurea. Dacă ești foarte atent și nu greșești la o mulțire acolo ceva, ai șansă să-l faci și pe culoarul ăsta. Că a fost el drăguț, autorul. S-a oprit la 9. Da. Deci, și ne oprim, vezi, nu? Eu, da, eu cu drag.
Eu cu drag fac toată noaptea asta, dacă e nevoie. Facem așa. Veniți la 8 și jumătate. Da. Da? Eu reușesc să ajung la 8 jumătate. M-am uitat așa ca timp și m-am încadrat. Da. Azi la 8 jumătate. Săptămâna viitoare n-am fost operat și... Am înțeles. Dar... Dar rămâne programul după, și după vacanță tot 8 jumătate, nu? Sau... 8 jumătate, la 9 când încep, după vacanță. Târziu, domnul profesor. Nu știu cum să fac. Nu mă încadrez. Deci am perioada asta de vârf. Dacă reușesc să mai scap de o parte din familia albine, vreau să vând o parte din ele, acum două săptămâni zile, e jale. Dar după vacanță, ar însemna că poate găsim o soluție să fie 8 jumate. Da. Să păstrăm 8 jumate, că... Și mâine la cât? La? 8 jumate. Da? Ca să continuăm testul ăsta. Da. Cam culegeri pentru bacalaureat și am foarte multe variante. Sigur că da. E bun. Dar ce am făcut aici, să știi că sunt lucruri care sunt și la M2. Da? Deci lucrurile acestea cu combinatorică și cu toate da, așa. Da, sunt și la M2, dar parcum exerciții sunt mai... Păi nu, calculează combinatul din M2 câte 2, nu? Da. Sau știu ce. Da, s-ar putea să ai... E șansa să fie și o chestiune mai supărată. Așa. Deci la 8 și jumate, da? Da. Așa. 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 Oprim. Adică am lăsat aici să mai...